Controale ample la transportatori. Poliția română a organizat filtre în capitale și în toate județele din țară pentru verificarea transportului public de persoane. Printre neregulile identificate se numără lipsa documentelor legale, permisul expirat sau transportul mai multor persoane decât cele prevăzute pentru acel autovehicul. Potrivit poliției române, controlele au loc în contextul revenirii elevilor la școală și au drept obiectiv asigurarea unui transport public desfășurat în deplină siguranță și legalitate. Anul trecut, oamenii legii au derulat peste 2000 de verificări, în urma căror au aplicat 16.000 de sancțiuni contravenționale și au reținut peste 120 de permise de conducere. Potrivit statisticilor prezentate de Poliția Română, anul trecut au fost înregistrate aproape 70 de accidente rutiere produse din vina transportatorilor de persoane.